și este din nou un punct diferit dacă aveți un ajutor pentru tot ceea ce discutăm, dacă vreți o altă perspectivă, nu are legătură neapărat cu ce am discutat până acum, ci este un instrument, dacă vreți, sau un principiu de a funcționa în această, mai ales pentru viața de zi cu zi. Este un principiu pe care eu l-am înțeles prima oară la nivel de dezvoltare personală, când am fost la multe din da, probabil mulți dintre voi știți că, în primul rând, am început cu dezvoltarea personală acum mulți, mulți ani și care a fost o etapă importantă și utilă pentru mine. Mi-a adus multe conștientizări, m-a ajutat să îndepășesc multe limitări, convingeri și frici. Și de-abia după aceea a început etapa de spiritualitate, mult mai profundă și mult mai în profunzime. Conceptul ăsta de activare este, dacă vreți, și acum o să facem și niște mici exerciții, de asta l-am introdus tocmai ca să ne și mișcăm un pic și să învățăm câteva mici exerciții de a ne schimba, dacă vreți, starea emoțională, de a ne schimba energia, da? Mici instrumente ca să putem să luăm controlul asupra corpului și asupra minții noastre. Pentru că de cele mai multe ori, spuneam, mediul ne dictează acest lucru și mai ales chiar și în perioada asta, când stăm mai mult în casă, îi se întâmplă cuiva să intre într-o energie de asta mai joasă sau să scadă energia, să stăm mai mult în, nu știu, lâncezeală sau să nu mai am chef foarte mult să fac anumite lucruri. Nu știu, se întâmplă cuiva? Da, Irela, Mihai, cine nu vrea să recunoască? Eu stau la curte, deci ies afară, Dacă am treabă, faci mișcare, e altceva. E corect. altceva, deci nu pot să zic că intru în categorie. Bun, da? Dar nu mai mult decât de obicei. Nu mai mult decât de obicei, deci nu s-a schimbat mare lucru, nu? Super. Da, Din nici pentru potrivă, mine. acum sunt mai Nici pentru. motivată să nu pic. Super, bravo. Asta e atitudinea cea mai Da. corectă și eu acum nu resimt aproape deloc, chiar din potrivă, sunt mult mai Da, activ, mai mult mult. mai prezent și lucrez mult mai Și mult. eu la fel. Exact. Da. Tocmai ca să nu cad, pentru că știu că există tentația asta de a Da, e o pica. atitudine foarte bună, să fim foarte prezenți în perioada asta și să Da. ne folosim de această oportunitate, pentru că, de fapt, e ca la sală. Avem niște, acum sunt greutăți mai mari, da? Și trebuie să ridicăm, să lucrăm mușchiul cu niște greutăți mai mari. Și, bineînțeles, asta ne ajută să ne dezvoltăm mult mai mult. Mușchiul care, de fapt, e un mușchi emoțional și mușchi mental în această speță. Și e foarte important să ne antrenăm. Și bineînțeles, asta este pentru viața de zi cu zi, acest principiu de activare. Nu-i numai pentru perioada asta, am făcut doar ca o scurtă paranteză, analogie, dar în general principiile pe care le învățăm și le discutăm, eu nu cred că sunt ca niște strategii din astea de marketing sau de social media sau de Facebook care se schimbă de la o zi la alta sau de la o lună la alta. Principiile pe care le învățăm cred că sunt eterne și cred că au la bază Sanatan Dharma sau religia eternă, da? Cele pe care le-au propovăduit marii maestri care au venit pe pământ și, bineînțeles, sunt adaptate la viața din această perioadă de zi cu zi, dar au la bază aceste învățături profunde și sunt eterne, au fost valabile mii de ani și vor fi în continuare, pentru că
oricât de mult se schimbă societatea, evoluăm tehnologie și așa mai departe, la bază, ca fundament, noi rămânem la fel și avem un singur scop. Am venit aici, indiferent care este scenariul acestui film, da? Suntem în, așa cum și visăm, da? Suntem în diverse situații, suntem în diverse scenarii de film, chiar și de la o viață la alta, însă scopul rămâne același. Suntem actori în viața noastră, avem acest scenariu care ni se dă și trebuie să deslușim misterele, trebuie să învățăm despre care este scopul. Avem tot așa multe indicii care ne duc în sens contrar sau ne distrag atenția și cu cât suntem mai prinși în lumea exterioară, vom fi și mai mult trași acolo, energia ni se va duce mai mult acolo. Da, spuneam, nu trebuie decât să o recentrăm și să ne conectăm cu sinele și până la urmă toate principiile astea n-au foarte mare valoare la nivel teoretic, fiecare trebuie să le descoperim în interior, să le simțim, să le trăim, ăla este singurul adevăr. Dar, bineînțeles, ca să facem asta, avem nevoie de învățăturile celor care au parcurs acest drum să ne ghideze, avem nevoie de instrumente, de practici, pentru că este și o știință, nu este doar un lucru așa la întâmplare, cum este în fiecare domeniu, până la urmă, și în sport, și în business, până la urmă, sunt strategii, dar și în acest domeniu, dar nu sunt suficiente mai strategiile, bineînțeles, este o călătorie personală. Dar revin, trebuie să îmbinăm această călătorie, trebuie să facem the most of it, ca să folosesc o expresie în chineză. Și principiul ăsta de activare cred că contează foarte mult pentru experimenta și a folosi la maxim oportunitățile din viața de zi cu zi. Dacă vreți, este de un principiu care ne ajută să obținem mult mai ușor ceea ce ne dorim, să avem rezultatele pe care ni le dorim mult mai ușor și se referă, de fapt, la a ne crea o stare emoțională foarte bună din care să acționăm. Da? Unii dintre voi, cred că ați mai auzit povestea cu mersul pe cărbuni încinși, am mai spus-o, spuneam de mai de mult la seminarii. Nu o să o repet acum, că avem multe de făcut și nu mai rezonez așa de mult cu partea asta de dezvoltare personală, însă principiul ăsta mi-a rămas și l-am tot reluat, de fapt l-am adaptat și la spiritualitate și cred că e important să învățăm să ne activăm starea emoțională sau mintea, starea în care ne aflăm zi de zi, pentru că dacă nu, altcineva ni le va crea. Cum spuneam și în ziua de astăzi, dacă stăm numai pe știri, pe auzim tot felul de lucruri, ce s-a mai întâmplat și așa mai departe, automat ne duce într-o stare de panică, de frică, de îngrijorare. Și dacă nu avem noi grijă de emoțiile noastre, de stare, să ne activăm starea și emoțiile, atunci automat vom merge pe o spirală descendentă și e foarte periculos să se întâmple asta. Atunci, cum credeți? Ce avem la dispoziție ca să ne activăm noi emoțiile, starea emoțională? Ce putem face? Ce puteți spune efectiv din ce faceți? Meditație, Da? muzică, o carte, O un carte. joc, o Da? plimbare, Plimbare. Bun. Ceilalți? o cafea, un ceai, eu știu, sunt multe, fiecare cum se O simte bine. muzică, pictură, văd Mihaela scrie. Observați persoane optimiste și să le eviți pe cel care încep să se plângă. Sincer, am ajuns să Da. fiu catalogată drept dură. Dar am spus, încetează să te mai vai, nu spori. Nu, și eu cred că este corect să avem foarte mare grijă de energia noastră, de starea noastră, pentru că altfel nu Exact. putem nici contribui, nu putem ajuta pe nimeni dacă nu punem asta pe primul plan.
Da, respirație, zice Elena, da, super util. De fapt, toate lucrurile astea, care le-am discutat, toate de fapt se reduc la două categorii mari ce putem folosi. Și putem folosi, de fapt, pentru activare fie mintea, fie corpul. Se vede slide-ul? Da? Da. Da. Bun. Pentru că, de fapt, până la urmă, uite, și soarele, de fapt, îl percepem tot și prin corp, de fapt, și prin minte. Ne aduce o prană, ne aduce o energie. Plimbatul sau să mă uit la un film sau să discut cu cineva, de fapt, îmi duce atenția, dacă vreți, mintea pe un anumit aspect mult mai pozitiv. Că lucrez în grădină, mă ajută să implic corpul, respir altfel. Sau sportul. Sau sportul, bineînțeles. Da? Dar asta vreau să reținem, că tot ceea ce facem, de fapt, se reduc la acești doi piloni, dacă vreți, sau puncte din care ne putem influența, ne putem activa starea emoțională. Și sunteți pregătiți să ne mișcăm un pic, să punem corpul și mintea la mișcare, în acțiune? Da. Da? Da. Da, toată lumea? Hai să vedem un Da, domn. da, da, da. Cam stat cam mult jos. Bun, așa că vă invit să ne ridicăm. O să mă ridic și eu. Să ne dezmorțim un pic, să facem niște mici exerciții. Bun. Ok. Și o să începem să scuturăm un pic corpul, da? Ne lăsăm corpul să se detensioneze, scuturăm un pic, flexăm din genunchi. Începem să batem un pic corpul, da? Să stimulăm celulele, întindem latul stâng și cu brațul drept, pornind de la umăr, cu bătăi ușoare. Mă vedeți în partea de jos? Da, pune pe ecranul principal să nu ne mai chinuim. Da, numai că trebuie să scot prezentarea. Ok, Exact, asta se vede. hai că scot prezentarea. Ia să vedem, mă vedeți acum? Mai bine. Da. Eu exercițiul ăsta îl Hai fac așa. zi de zi. Acum nu, gata. Mă vedeți, da? Da. Bun. Da? Deci facem bătăița, activăm celulele, brațul celălalt, întoarcem și pe partea cealaltă, da? Corpul, trunchiul, și pe lateral, și pe spate. Ajungem și mai ales aici, zona asta unde stimulăm Rinichi. suprarenal. Da, exact, avem foarte multă energie stocată aici. Cel mai bine mergem pe partea aia, merg mișcările rotative. Nu lovirile, rotirile. Ok. Da, și fesierii și picioarele. Bun, și relaxăm. Facem și un pic de stretching, rotim capul față-spate. Și lateral, stânga-dreapta. Rotim ușor, într-un sens și în celălalt. Bun. După care o să facem mișcare ne aplecăm lateral, stânga-dreapta. Păi da, și așa e. A trecut, sper că ați făcut și de dimineață înainte.
Da, n-am mâncat nemâncați. Așa, bravo, uite, a reținut. Super, mă bucur. Rotim ușor trunchiul și într-un sens și în celălalt. Ok, ne lăsăm ușor pe vine și rotim genunchii într-un sens și în celălalt. Și rotim și gleznele. Și cealaltă. Bun. O să facem un exercițiu de respirație care se numește Bastrika. E din tehnica Pranayama. E un exercițiu dinamic care ne aduce mult oxigen și care este cam așa. O să punem brațele lângă corp cu pumnii strânși în dreptul umerilor. Când o să inspirăm, inspirăm pe nas, da, de fapt și inspirul și expirul pe nas, inspirăm, extindem brațele, deschidem palmele, inspir și când expir, revin cu mișcare bruscă, dinamică, la loc. Da, încercăm împreună, inspirăm. Pe nas, da? Și relaxăm. Corpul se ține relaxat când se face exercițiu sau încordat? Da. Nu, corpul e relaxat. Doar aici mă concentrez pe mișcarea asta. Dar restul corpului e relaxat. Bun. Da? Deci acum am adus un pic și am folosit mult mai mult corpul. Da? Și de multe ori e mult mai util să încep cu corpul. Da? Acum o să combinăm corpul cu mintea. Da? O să adăugăm și mintea și o să facem încă un exercițiu de respirație care activează meridianele din vârfurile degetelor și o să inspirăm în patru timpi. Da? Inspir, unesc primele două degete, 1, 2, 3, 4, adică și expir, inspir pe nas, inspir în patru timpi, expir pe patru timpi, da? Și mă pot spune și o afirmație, da? Sau mă pot gândi la un cuvânt, de exemplu bucurie, să-l aduc și repet și pe inspir și pe expir. Da? Vreau să testez de patru ori. Are patru silabe, da, merge. Poftim? Are patru silabe, merge. Bucurie. Da, foarte bine. Bun, și relaxăm. Inspirăm profund. Și expirăm. Încă o dată. Expirăm. Menținem atenția în interior, în corp și simțim corpul. Tensionăm tot corpul. Inspir lung, da? Și tensionăm tot corpul și picioarele și brațele și abdomenul și spatele. Și relaxăm. Expirăm. Încă o dată, inspir.
tensionăm, tensionăm, tensionăm și relaxăm. Și încă o dată. Tensionăm, tensionăm, tensionăm toți mușchii. Și relaxăm. Simțim energia în corp și urcăm pe coloană, o ducem în sus către mijlocul frunții și menținem aici atenția. Sediul concentrării, al voinței. Da? Și acum ne folosim de minte ca să ne punem într-o stare pozitivă, o stare de bucurie, de entuziasm. Da? Ne putem folosi de imaginație, ne putem folosi de focusul mental să-mi direcționez atenția pe această stare, pot să-mi imaginez fie o stare, fie o poză, fie o situație. Da? Fiecare ce, uite-vă cum pot folosi mintea, focusul mental, ca să mă pun într-o stare pozitivă, o stare de activare, o stare puternică, de prezență. Sunt un soare. Sunt un soare, foarte bine. Sau un mic curcubeu. Da? Fiecare cu ce, cu ce rezonează. Pot spune mental o afirmație, un cuvânt, pot repeta bucurie, bucurie, fericire, iubire. Da, activarea nu înseamnă neapărat că trebuie să fie o energie din asta de super exuberanță, poate să fie o energie de centrare, de prezență. Depinde de ce am nevoie, de ce tip de energie am nevoie pentru situația respectivă, pentru ziua respectivă. Da, mă folosesc întâi de energia corpului, o pun în mișcare și apoi o direcționez către cap. Și aici mă folosesc de minte și mă folosesc de poze, de imagini, de sunete, de afirmații, de cuvinte, ca să-mi creez și să stau concentrat pe acea, pe acea simțire, pe acea emoție, să o aduc în fiecare fibră, în tot corpul, să-mi impregnez conștiința cu această vibrație, o calitate superioară. Bun, și recomandat e, după ce facem aceste mici practici, la fiecare poate diferi, ne putem crea propriul mic ritual de activare, putem termina cu o anumită intenție. Ce facem cu această stare, cu această energie, cum o folosim? Ne putem vizualiza, poate pentru următoarea oră sau pentru următoarele ore sau perioada din zi, ce facem, care este, ne resetăm mental perioada următoare. Da? Vizualizăm unde vrem să fim, ce vrem să facem, cum direcționăm această energie. Eu mă vizualizez în această energie toată ziua și surplusul de energie pe care îl am, îl direcționez întregii creații. Super. Nu țin nimic pentru mine, pentru că dacă știu, cunosc și îmi folosește mie, ar trebui să folosească la toată lumea. Așa că tot ce am, dau mai departe. Super. Bun. Și noi o să facem mai încolo o meditație. O să ne punem această intenție pentru binele nostru și după aceea să împărtășim și cu umanitatea. Cred că e un obicei, un mindset foarte bun să-l adoptăm. Bun, haideți să revenim la locurile noastre. Cum ați
Cum ați experimentat și ceilalți? Cum v-ați simțit? A crescut prezența, energia, vitalitatea? A fost super! Activare! Mai pot să zic și eu ceva? Sigur! Când se fac bătăile, se pot face bătăile pe zona pieptului, pe stern, două palme încet, una tare, pentru că este timusul și timusul activează imunitatea. Corect. De câte ori puteți pe zi, puteți să vă bătăți în piept ceva de genul acesta, dar nu știu dacă se aude. Ca bătăile inimii. Se aude? Da, da. De sus în jos. Ok, bun, mulțumim. Împărtășim. Evident. Bun. Cum stați cu energia? Pe notă de la 1 la 10. Hai să vedem o mică evaluare, toată lumea. 11. Deja am depășit, da? Dăm de afară. 10 cu felicitări! 10, ia uite, toată lumea la 10. 9,9. Elena e realistă, foarte bine. Mai dau de la mine, Elena. Mult! Bun. Am primit! Eu chiar ți-am trimis. Da, și eu am primit, mulțumesc! Chiar funcționează lucrurile astea, deci nu e doar așa o vorbă. Bun, hai să văd dacă putem să reîncărcăm prezentarea. Bun, în timp ce se încarcă, vreau să accentuez încă o dată acest principiu al activării, da? Ce am experimentat acum. E un experiment, dacă vreți, o dovadă foarte clară că stă în puterea noastră să ne schimbăm energia, starea, să ne creăm, să ne punem să rezonăm la o vibrație mult mai înaltă aproape instant, da? Cât am făcut? Nici 5 minute, 3-4 minute. Da? Foarte scurt și nu e nevoie de mult ca să ne activăm. Da? Îmi place termenul ăsta, sper că rezonați cu el. Și care e ideea? Nu se face doar, nu știu, o dată la nu știu cât timp. Și nici măcar doar o dată pe zi. E bine să-l facem de dimineață, să ne creăm un mic ritual, să ne activăm pentru ziua respectivă, însă eu cred că e util să-l facem, nu știu, poate nu la fiecare oră, deși eu încerc cât mai des, chiar am pe telefon o mică aplicație, un mic dip, ca să mă tensioneze, să fac un minut de prezență sau de mindfulness, să fac, da, mici exerciții de respirație, de tensionare, relaxare, adică nu-i nevoie de chiar numai 2-3 minute, știți cât contează să ne resetăm pentru ora sau orele următoare, face o diferență foarte mare pentru calitatea zilei respective, starea interioară, productivitatea pe care o avem și așa mai departe. Da? Sper că a ajuns mesajul ăsta cu activarea și că l-ați luat și să-l implementați în viața de zi cu zi, că e extrem de important. Da, v-am zis, eu l-am auzit poate de mai bine de acum 10 ani, când am fost la Tony Robbins prima oară la Londra și de atunci l-am tot recalibrat sau reintegrat și mai profund. Și cred că se mulează foarte bine atât pe plan fizic, cât și pe plan spiritual. Da? Mai ales în și spiritualitate, că aici de multe ori e o contradicție și credem că în spiritualitate suntem numai așa sobri și foarte calmi și foarte așezați. Este într-un fel la nivel profund, dar avem nevoie de foarte multă energie.
Asta de multe ori e prost înțeles. Credem că în meditație, de exemplu, avem nevoie, nu știu, să stăm calmi și energie, nu avem nevoie de energie. Nu avem nevoie de foarte multă energie, poate mai multă decât în, chiar în viața de zi cu zi. Avem nevoie să fim foarte prezenți și foarte atenți, să ne creștem awareness-ul, să fim complet focusați. Avem nevoie de o energie de o cu totul altă natură, nu neapărat cea fizică, mai degrabă mentală. Și asta nu putem dezvolta decât clădind și având grijă și de celelalte tipuri de energie. Și văd că nu se încarcă prezentarea asta, tot încerc să vorbesc și să trag de timp, dar... Ok, cum vi s-a părut partea asta de activare? O să-l practicați, vă creați propriul mic ritual, vrea să ne împărtășească cineva ce, cum face și... Eu folosesc în fiecare dimineață tot ce ai făcut și multe altele pe lângă, am de vreo 2 săptămâni am început salutul soarelui pe lângă activările astea. Bine, nu făceam respirația. Uh-huh. Și merge super de bine. Plus că eu mă duc și de 3 ori mă duceam de 3 ori la sală și făceam și forță și aerobic. Acum fac pe Skype doar de 3 ori pe săptămână aerobic în casă. Seara, de la 7:30. Super! Bun! Ok. Aștept un pic să se încarce și ca să mai punctăm câteva idei și după aia o să luăm pauza de prânz. Cum sunteți până acum? Care e feedback-ul cu ce ați... Dacă ar fi o idee cu care ați rămas până acum, care vi s-a părut cea mai utilă, valoroasă? Trebuie să fim pozitivi. Cum? Trebuie să fim pozitivi, să vedem partea plină a paharului. Ok. Eu m-am mai edificat... în legătură cu karma și măsura în care pot să o influențez, pentru că nu mi-era foarte clar dacă este sau nu este precum predestinatul, destinul, știi? Deși știu că se poate merge până la schimbarea ADN-ului prin inițiere, dar datorită explicațiilor tale mi-e mult mai clar noțiunea de karma. Okay. Da, e mult mai... Vă explica, nu mi-era foarte clar. Deși pare evident, dar nu era. Nu e chiar așa de simplu, se discută de multe ori doar la un nivel destul de superficial, gen cauză-efect, care nu spune foarte mult. Da, sau însă... moștenire genetică, predestinare, fatalism. Deci o mulțime de noțiuni, dar nu puteam să le pun cap la cap și acum îmi este clar. Acum aș putea să spun ce înțeleg. Dar nu aș fi capabilă, chit că înșiram tot felul de informații pe care le aveam. Dar nu le legam. Dacă vrei o să-ți trimis și un training cu karma, că e mult mai bine explicat. Și așa m-am înscris la tot ce faci în aprilie și apropo de activare, de centrarea energiei, găsesc că toate aceste acțiuni pe această cale, care se pare că totuși va fi a viitorului, și obișnuința de a avea întâlnirile acestea și de a ne focusa astfel încât să simțim câmpul în acest mod de comunicare, sunt extraordinar de binevenite. Apropo de a transforma o situație la prima vedere și din multe puncte de vedere nefavorabilă într-o oportunitate să evoluăm. Așa că sunt cu atât mai binevenite toate aceste întâlniri ale noastre și mulțumim și vă mulțumesc. Dar chiar mă concentrez foarte mult ca să simt să simt tot colectivul și tot timpul care s-a creat. Foarte frumos, exact. Da, pentru că nu una e să facem singuri sau
la nivel individual. Alta e, de fapt, ambele sunt importante. Eu cred că întâlnirile astea își au sensul, aduc valoare, ne clarificăm anumite lucruri, că pătăm o energie colectivă și de grup. Și, mă rog, la multe niveluri se întâmplă foarte multe. Din câmpul care se creează se întâmplă și vindecări, se întâmplă și multe activări. Însă, pe lângă asta, și de fapt așa e gândit și această călătorie împreună, e să fiecare să pună în practică între întâlnirile noastre, să practice pe cont propriu, pentru că până la urmă transformarea nu se întâmplă că vin la un workshop odată, se întâmplă ce fac zi de zi. Și ăsta e mesajul meu pe care îl accentuez de fiecare dată și în care cred cu tărie, și este și experiența mea personală. Și eu am dedicat foarte mult și dedic în continuare pe practici intensive multe ore pe zi și cu siguranță sunt transformări fabuloase. Simt că chiar și la nivel de celulă și de ADN, cum spuneai. Da, da. Și cred că fiecare trebuie să facem asta, să dedicăm timp și energie evoluția noastră în general. Și de asta eu cred că perioada asta, dacă o privim ca atare, și în sensul ăsta e chiar o oportunitate foarte mare, da, da. Pentru că este o perioadă de creștere, da. De creștere accelerată. Accelerată, da. Poate fi. Pentru unii s-ar putea să fie de involuție accelerată, da, da. Pentru că scoate la suprafață ce e mai rău în unii, de la panică, răutate și așa mai departe. Dar dimpotrivă, dacă lucrezi și te focusezi și te disciplinezi și spui această intenție în perioada asta, cred că poate fi o evoluție profundă. Bun, hai să revenim la... A apărut slide-ul? Da. Secret. Trei nevoi dorințe. Da, trec prin ele. Așa. Din tot ce am discutat până acum, dacă e să vă uitați și pe notițe și trecând așa prin ele, care ar fi o idee cu care ați rezonat cel mai mult sau care v-a atras cel mai mult atenția sau care v-ar fi cea mai utilă din ce am discutat până acum? Să fim deschiși. Aș dori eu să spun. Da. Elena sau cine? Pardon, a început altcineva, aștept. Eu am vorbit destul, poți să vorbești. Da, sunt de acord, glumesc. Bun. Mie cel mai important mi s-a părut, chiar m-a șocat așa, m-a lovit puțin molele capului. Bun. Că dacă nu ne activăm noi emoțiile, altceva, altcineva ni le activează. Asta e. Recunosc, a fost un șoc. Da, și e bine să avem astfel de șocuri, pentru că este realitatea până la urmă și cred că ești de acord cu asta, adică experimentând din propria experiență, de multe ori nu suntem conștienți, însă mediul, absolut totul ne influențează și ne duce într-o anumită vibrație dacă noi permitem asta. Dar avem o opțiune. Exact, pe care ne-o exercităm chiar în acest moment, de a ne umple de emoție pe care o aleg eu și pe care vreau să o păstrez. Uh-huh. În ciuda celor care vor să-mi transmită altă emoție. Corect. Și să mă tragă în jos. Uite, Mirela și Mihai spun de formula fericirii, că le-a plăcut cel mai mult. Da? Simplă și la obiect. Chiar dacă pare simplă, cred că transmite multe. De ce avem nevoie să facem? Uite, și Vicky, tot cu asta a rezonat mai mult. Da?
Bun. Am făcut practica, la asta se referea, și hai să intrăm un pic și în asta și după aia luăm pauză. Că e oarecum o concluzionare a ce am făcut până acum și la care mai adăugăm încă un element. Da, pentru Life Mastery, eu cred foarte mult în obiceiuri. Și de fapt, tot programul e gândit astfel încât să ne creăm obiceiuri pe fiecare pilon. Dar sunt două obiceiuri de bază, musai, între ghilimele, pentru această călătorie. Ați putea ghici care ar fi, ce obiceiuri avem nevoie pentru a pune o bază solidă în evoluția noastră? Ce credeți că ar fi foarte important să avem? Recunoștința. Da. Rugăciune. Meditația. Da. Consecvență în practicarea acestor obiceiuri noi. Consecvență. Să adoptăm un stil de viață pe care să îl menținem. Super. Și Mirela și Mihai, practica. Da, unul este legat de tot ce a spus până acum, este să ne formăm fiecare un ritual sau o practică. Da, pentru că spuneam, asta e ce ne transformă zi de zi. Fie că e cu meditație, fie că sunt exerciții fizice de respirație, de recunoștință, da, fiecare poate să includă cu ce rezonează, dar cred că e important să avem fiecare, cred că și dimineața și seara. Da, cei care ați venit și la modulul de sănătate, de vitalitate, da, dușul spiritual, de purificare, de da, toate practicile și de respirație, de activare, da, fiecare, adică tehnici sunt o grămadă, da? Dacă în ziua de azi nu avem acces la tehnică, atunci nu știu când o să avem, da? Deci nu asta ne lipsește. Ce ne lipsește este principiul de a ne disciplina și de a face lucrurile cu consecvență, cum spuneați și voi. Și recomandarea mea e zilnic, atât dimineața cât și seara. Fie că sunt numai 15 minute dimineața și seara. Și dacă asta ne intră ca stil de viață, ca obișnuință, parte din stilul de viață, din modul de a fi, cred că e o cărămidă extrem, extrem de importantă, fără de care putem să citim 1000 de materiale, 1000 de cărți, să urmărim tot felul de videouri, de tot felul de păreri și așa mai departe, nu o să ne ajute cu mai nimic. Da? Dimpotrivă, s-ar putea chiar să ne îngreuneze evoluția, pentru că intelectul e satisfăcut și vrea și mai mult, vrea și mai multe informații, însă nu se regăsește și în evoluția noastră. Și e o mare diferență. De asta insist pe acest principiu de a ne forma practica de dimineață și de seară. Și e greu poate la început, dacă nu avem deja asta, pentru că sunt vechile tendințe, care e legat și cu karma, da? Sunt vechile tendințe și mintea mă trage în anumite obișnuințe. Și de asta eu trebuie să, la început, am nevoie de mult mai multă energie, disciplină, trebuie să fac poate schimbări și la nivel de alimentație și stil de viață și așa mai departe, dar e un punct, o cărămidă foarte, foarte importantă. După care, ce mai credeți? Care e a doua abilitate sau principiu de bază pentru tot ceea ce vreau să realizez până la urmă, să clădesc în această existență? Mihaela a zis legat de starea de observator și a fi prezent. Și da, e legat de asta, este a dezvolta concentrarea, prezența și voința. Da, eu cred că e una din cele mai importante abilități, obiceiuri sau practici sau lucruri pe care avem nevoie să le dezvoltăm. Altfel, fără concentrare, ne bate vântul, dacă pot să zic așa.
Da? Vom disipa foarte multă energie, nu vom putea construi, nu vom putea materializa. Pentru că în această existență materială avem nevoie de energie concentrată. Vă e cunoscut principiul de manifestare și cum ajunge o idee în plan fizic? Nu. Este efectiv, totul știm că este energie la bază, da? Inclusiv masa asta sau calculatorul sau... Da. Da, noi. Și gândul este creator de energie. Exact. Totul este conștiință și energie. De fapt, totul este conștiință, iar energia e o manifestare a conștiinței. Și totul apare la nivel, pentru că funcționăm pe aceste planuri. Cauzal, care e la nivel de idee sau de gând, după care astral, care e planul energetic, și material, planul fizic. Ele, de fapt, sunt același lucru. Ce diferă este cantitatea și calitatea și vibrația energiei. Deci când am... Cum? Cuvântului sau a gândului, că fiecare da. Gând sau cuvânt este energie. De fapt, asta vorbim de gândurile pe care le avem și care se concretizează în viața de zi cu zi. Exact. Doar ca gândurile sau ideile respective să se concretizeze, să apară în realitatea fizică, avem nevoie de concentrată. Adică am nevoie de la ideea respectivă, dacă mențin și aduc mai multă energie pe ideea respectivă, se creează în planul astral, da? Ca o schiță, dacă vreți, a ideii respective mai dezvoltată. Pe care dacă mențin și mai multă energie concentrată și nu-mi zboară, nu o disipez energia respectivă, va ajunge mai devreme sau mai târziu și în plan fizic. Da? Asta este pe scurt procesul manifestării. Și odată am nevoie de energie, da? Dar și mai important, am nevoie de concentrare pentru a duce acea energie în profunzime, da? A o manifesta. Și concentrarea nu este nu numai în sensul ăsta ne ajută, în toate. În evoluția spirituală, concentrarea e poate cea mai importantă. Meditația nu se poate fără concentrare. Plus în plan fizic, absolut, nu orice avem nevoie de concentrare. Iar concentrarea înseamnă disciplinarea minții, până la urmă. Prezența, da, cum spunea și Mihai, a fi observator și prezent, înseamnă concentrare, până la urmă. Pentru că mintea are natura și tendința asta să zboare de la una la alta. Și cu cât reușesc să disciplinez mintea și o să facem niște mici exerciții, aici, mă rog, era un test amuzant, dar nu o să-l mai facem ca să câștigăm un pic de timp. Cum credeți că ne dezvoltăm concentrarea? Ce avem la dispoziție? Prin vizualizare. Vizualizare. Prin afirmații. Da. Respirație. Respirație, meditație. Ok. Bun. O să facem... Cum? Și multă pace sufletească ca să poți să ajungi. Da, da, așa e. Pentru că, de fapt, care e inamicul cu concentrării? Foarte multe gânduri. Da, și foarte multe distrageri. De fapt, gândurile care sunt distrase, cum spuneam și mai devreme, de diversele dorințe sau obiecte strălucitoare. Da? Și cu cât energia merge mai mult în exterior, da, cu atât voi avea mai puțină concentrare. Cu cât am mai multe dorințe ale ego-ului, cu cât am mai multe tipare subconștiente, o să discutăm și despre asta în partea a doua un pic,
de, cum îi numim, pitici de pe creier sau tipare de furie, de gelozie sau defecte de personalitate, cu atât energia va fi disipată mai mult în exterior. Da? Deci concentrarea nu e un subiect așa simplu, implică foarte multe aspecte din viața noastră și o să facem după pauză, după pauza de prânz, o să facem câteva exerciții practice să învățăm să ne dezvoltăm concentrarea. Dar sunt două, dacă vreți, două modalități, două direcții mari în care putem acționa. Pentru că, da, sunt, pe de o parte, antrenamentele mentale, exercițiile ce o să facem după pauză, însă mai este efectiv în viața de zi cu zi. Și asta nu e un lucru de neglijat. Poate chiar a zice că e foarte important pentru că e cea mai mare parte a timpului. Este indiferent ceea ce fac, că mănânc, că lucrez la un proiect, scriu, lucrez în grădină, habar n-am. Oriceea ce fac, să fiu acolo prezent. Da? Deci e cel mai bun antrenament în viața de zi cu zi să fac lucrul respectiv cu atenție, cu prezență. Și chiar v-aș propune acum, când o să luăm masa, să testați, să vedeți dacă e vreo diferență când mâncați cu prezență. Da? Să o luați, să simțiți mâncarea, să o mestecați cu atenție și vedeți cum se simte față de a mânca pe pilot automat. Și pe pilot automat este că îți duci și lingura sau furculița la gură. Trebuie să conștientizezi cum arată furculița, cum este, cum ajunge mâna la gură, să vizualizezi tot, să fii prezent. Că toate sunt impregnate în sufletul nostru, suntem obișnuiți cu ele și sunt obiceiuri și nici nu ne mai dăm seama. Așa este și cu fumatul și cu băutul și cu toate dependențele. Așa este. Exact. Și astea, de fapt, ne iau din concentrare și, de fapt, ne iau din voință. Da? Toate conceptele astea, de fapt, sunt legate de voință, karmă, concentrare, prezență. Nu știu dacă vedeți încă legătura între ele. Sunt foarte corelate. Cu cât am mai multe dependențe care îmi creează karmă, de fapt, care sunt lucruri pe pilot automat care atrag anumite lucruri în viața noastră, cu atât am mai puțină voință, cu atât am mai puțină concentrare. Da? Și noi, de fapt, trebuie să inversăm tot acest proces. Și nu e un lucru ușor, da? Însă merită tot efortul nostru, pentru că, de fapt, de asta depinde libertatea noastră și evoluția. Așa că vă propun să luăm pauza de prânz. Da, sunteți ok? Da, mulțumim. Da, vi s-a făcut foame? Nu! Nu, ne-am hrănit cu prană, nu? Da. Și acum binecuvântați și masa ca să mâncați și mâncarea vibrațional crescută. Corect, da. Da? Deci o să luăm cât luăm, o oră sau o oră jumate, cum vreți? Una. Numai o oră. Mai o oră? Eu nu știu dacă mai sunt prezentă după, dacă mai pot. Da, ziceai că da. Eu ți-am și scris că nu știu după ora două dacă mai pot să stau. Vă doresc multă iubire, pace și să